Salut și bine v-am găsit la un nou episod din The Long Drive. Am vrut să pornesc episodul înainte să le spun că pornesc episodul, ca să vedeți ce se întâmplă în momentul în care pornesc eu un episod de The Long Drive, ok? Uitați-vă și voi ce se întâmplă în momentul în care eu nu le zic că începem episodul, ok? Închideți-mă aici! Deci asta suntem noi cu adevărat! Închideți-mă aici! Puntează mașina la loc! Gata, nu mai avem nevoie de uși, capotă și roți! Oh my god, ce-ai făcut? Deci suntem aici împreună cu pisica. Ok. Căltare! Sunt în bagaj! Remus! Salut! Focaru! Salut! Și Luca Covrigu! Salut! Și astăzi ne jucăm The Long Drive online pentru că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și da, asta s-a întâmplat cu mașina noastră. Acum vă rog frumos să montați la loc, ok? Montăm acum la loc, montăm. Băgați și montați-o la loc, da. Acum am băgat la loc. Doamne ferește, așa ceva. Cum mai mergem noi? O, să vă fie rușine. Și vedeți că s-ar putea să vină iepuri de aia care ne mănâncă. Deci eu zic să vă grăbiți. Problemă. Cum ai că nu-i probleme? E chiar mare. Ia-ți la roată. Volan, ce mai vrei? Hai că am. Nu puneți ușile la loc. Uite și tu ce au făcut la mașina. Am avut și o Dacie frumoasă. Am avut. Nu mai am. Bine zis. E bine zis. Hai să punem asta aici. Băi, câte like-uri vreți să strângem la episodul de azi? Spuneți rapid. Deci pe vreau 28.000. 28.000? 28! Toată fiecare 29.000! 29.000? 30.000 de like-uri! Fai de capul meu, 30.000 de like-uri. Bine mă, hai să strângem peste 30.000 de like-uri la episodul de azi. Dacă este să vă placă și dacă mai vreți episoade cu The Long Drive Online, pentru că e destul de interesantă ideea. Și acum suntem și mai mulți. Deci, ca idee, Dacia asta are 4 locuri. Și voi sunteți, noi suntem 5 în total. Da. Deci, da. Păi, ce faci? Nu așa se montează, ok? Nu știu să montez. Lasă că-l montez eu. Uite. Bă, nu mai demontați mai. Deci, vă rog frumos, trebuie să plecăm de aici. Păi puteți pleca și fără. Hai, repede, că bă, nu mai demontați mă mașina, că trebuie să plecăm, pe bune. Gata, hai, pune. Gata, băi, uite, s-a fost capota în spate. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Uitați-vă și la nu pot să. Yo! Yo! Wow! Dacia Tourer la nivel. Ia uite! Mamă, asta e cu aerisire pe aici, ia uite mă, n-ai mai văzut așa ceva. Ok, scoate ăsta să aibă aerisire. Mamă, cu ăsta agresiv, bă, stai mă că vine noaptea și nu vedem nimic când merge, măcar un far lasă-i. Da. E M acum, M Power. M pachet, da? M Power. Hai. M pachet, da? Hai, intră înăuntru. Fără bani, aripă. Hai mă, intrați mă că vine iepuri aia pe noi. Hai, că vine iepuri aia rapid. Ia uite mă, s-au pus toți pun scaun, bă, zici că n-au scaune. Dar observ că cineva mi-a scos care? Remus, dă-te, deci Remus ca idee s-a făcut roșu cu verde, nu știu de ce, dar... E normal. Așa, stai să-mi aranjez și oglinzi. Bă, și astăzi mergem într-o călătorie să vedem ce putem să descoperim prin lumea asta ciudată. Nu mai este zăpadă, după cum observați. Data trecută era zăpadă. Și sper să nu ne pierdem pe drum. Dar Remus, ce faci? Vrei să înveți iarăși să o conduci? Și de asta stai pe scaunul meu. Da. Zici că de data asta puteam, mă rog, și învăț. Uite, imaginează-ți că conduci tu în momentul de față, da? Da. Remus, dă-te de pe scaunul meu, că nu e inconfortabil. Ia uite, s-a pus pe scaun. Ia puneți-vă toți pe același scaun. Puneți-vă toți pe scaunul din față. Ia uite bă! Deschid ușa, alber să pici. Nu, bă, nu mai scoate ușile, te rog frumos, nu mai scoate ușile. Bă, nu mai scoate, bă! Bă, Remus, ai scos o ușă deja, nu vine să... S-a dus ușa din față. O secundă, nu se poate așa ceva. Nu se poate! Remus, nu ne mai jucăm aici. Du-te și ia ușa și pune-o. Bă, dar am scos-o eu, frate. Nu știu cine a scos-o, frate, dar tu le scoți de obicei. Ia uite, bă, intrasem în mașină. Du-te și pune ușa la loc, ia uite, bă. Nu ai scos-o. În primul rând, Dacia asta a fost nou-nouță când am cumpărat-o. Mi-am luat-o... Când ai cumpărat-o? Gata, am pus-o. Ce? Gata, am pus-o, perfect. Bă, deci nu se poate și ceva. Puteți să nu mai umblați toți la Dacia mea, vă rog? Puteți? Băi, alo?
Stai. Doamne ferește. E un dezastru așa ceva. Uite-te ce fac. Uite ce fac eu cu ușa ta. Uite-te, pentru că m-ai supărat, ia uite ce fac. Ia să văd. Bă, nu-mi trânti ușa. Stau tare. Nu. Gata. Vezi că are soft close. Ai... Nu trebuie să o trânti. După asta nu mai are garantat. Hai, băi, lasă-mă ușa, mă, să intru. Hai, gata, nu mai faceți așa, vă rog. Haide, haideți să mergem. Haideți să mergem. Dacă pui luata la motor. Hei, știi ce? Am plecat. Băi. Stai! Hai, intră și gata. Ce să mai ai ta discuție? Pleacă. Intră. Închideți ușile și gata, hai. Păi dacă las pe drum, ce facem aici? Ne supărăm? Nu, de ce spate un autobuz de iese din pământ? Ce? Ce? Da, în spate unul. Eu nu văd. Ok, sunteți toți în mașină? Da. Doamne ajută, ce pot să zic? N-am cuvinte să... Deci dacă e să mergem vreodată în viața reală, să mergem așa într-o călătorie, bă, cu toții în mașină. Bă, Remus! Ce-am făcut? Ok, nu mai stau, nu mă mai opresc după ușa aia, că deja... Stă în față cu mine și demontează ușa și dă vina pe mine. Așa, ce vreau să zic, dacă mergem vreodată în viața reală cu mașina, mi-e tare teamă să-l iau pe Remus, pentru că va demonta mașina în viața reală. Demontează mașina. Frate, vă convine? Deci cel care a scos ușa, ați convine acum să ai aerisire așa de... Așa... Care merge? Care-i în spate? Nu știu. No! Pisica! Pisica, tu ești! N-am făcut eu așa ceva! Pisica, tu ești! Da, pisica e, că mi-arată numele! Hei, pisica! Păi eu sunt, dar nu eu deschid! Știi ce e nasol? Că aici în față sunt doi... Uite, sau trei... Vezi? Nu eu! Și nu văd cine e, că-s toți unul în altul! E Remus, oh! Lucaș, și eu sunt în spate! Stai că am intrat într-un stâlp, stai o secundă! Nu, nicio problemă, driftul, tot ce-a drift! Țineți-vă, vine! Mamă, frate, nici în filme nu vezi așa ceva, a? Adevărat! Ia pisica, aia că... tire! Bă, dar eu acum am observat că nu mai am oglindă! Frate, mi-ați luat oglinda, nu mai văd! Dacă vine cineva din spate, mai am una singură! O singură oglindă mai am, frate, dacă mi-o luat și pe... Uite pisica, acum deschide ușa! Hei! Lasă oglindă! Nu! Frate, o să facem accident și o să plângeți. Că abia reușesc să mai controle. Reglai oglinda. Nu mi-ai reglat-o, lasă-o în pace. Lasă oglinda. Tu vezi ce faci? S-ar toate piesele de la mașină. Trag de volan. Nu mai trage de volan. Am norocul că nu se poate dezmembra volanul, că mi l-ai scoate și pe ăla. Stați liniștiți. Văd, avem o locație aici. O locație. Punem frână. Băi, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Se transformă locația de plină de șoane. Aoleu. Gata. Deci eu v-am intrat în autobuz. Gata, am pus frână. Ce s-a întâmplat? Păi, bază, că mi s-a blocat. Păi, ce s-a întâmplat? Nu știu. Ne dă creș. Vă dă creș? Că ne-am oprit la o locație. Stai că pun frână, stai, hop, frână. Bă, aici sunt astea. Bă, voi unde sunteți? Mi s-a blocat jocul. Și mi-a la fel. Oh my god. Mi s-a blocat pe i9, ultimul model. Dar cu care am mai rămas în joc? Cine e? Eu. Dar cred că... Dar voi ce vedeați? Vedeați un autobuz unde ne-am îmbarcat noi acum? Eu nu am autobuz roșu, trasem în el, praf. S-a bugat că dezmembrează ăștia prea multe. Oh my god. Stați așa că verific puțin zona asta și pe aia vin să vă iau și mergem din nou. Dar luăm drive is not responding. Da, deci știi care e faza cu jocul ăsta? E că momentan noi ne jucăm o variantă de teste. Adică practic... Vedeți, la cât de multe bug-uri sunt în jocul ăsta, vă imaginați și voi că nu e chiar jocul final, să zic. Însă, din cauza că avem toate bug-urile astea, mi se pare super amuzant și tocmai de asta și vreau să-l jucăm. Gata, și mie mi-a revenit. Așa că, bă, da? Unde sunt? Da, e un pic lag, dar mi-a revenit. Asta n-am mai văzut până acum, să vă creșuiască jocul și să mai veni și înapoi după aia. Nu, că mie nu mi-a dat creș, eram încă în șoc, dar mi se mișca greu. Ia stai, care ești în mașină, măi? Nu posez din mașină. Și a plecat Max cu Dacia. Da, am plecat, dar ea a ieșit puțin din mașină. Merge? Puțin că eu nu pot.
Ați blocat. Au rămas pentru totdeauna blocați în mașină. Unul n-a, măcar să-și poate întoarce capul. Gata, pot. Gata, am ieșit. Ai ieșit? Ai ieșit unul. Da, da, da. Bă, dar ești întortocheat rău de tot, nu știu cu tine. Gata, ai ieșit și... Amândoi sunt întortocheați, uite-te la ei. Mamă, să mă mă cu coaș în cap. Autobuzul, autobuzul. Dar Remus, tu mai ești? Nu mai vii, hă? Păi sunt aici, acasă, gen. Tu unde ești? A, ești acasă, tu. Uai, mamă, dau accesuri. Am înțeles. Hai că mergem să luăm și pe Remus și plecăm de aici. Mergem spre o nouă locație. Hai să vedem. Tocmai ce am trecut de locația respectivă de acolo, o vedeți? Uite acolo în capăt. Și da, toată lumea a revenit în joc. Nu știu, s-a băguit pentru că sunt prea multe obiecte în locația respectivă și cred că din cauza asta. Dar hai să mergem. Uite, bă, avem și o roată de rezervă. Avem. Stai, mă, dacă tot avem roată de rezervă, stai să o schimb pe urățenia asta de aici, că e urât rău de tot asta. Iată, ăsta se joacă cu ușa. Asta e nouă nouță. Eu mă joc. Stai să... Iată, dacă punem la motor roata. Cum să pui la motor roata? O, uite că am pus-o. Ia. Ia. Aolo. Aolo. O pun. Păi nu cred că păi nu cred că e o idee bună asta. Ia, hai să tu așa, așa conduci cu roata la motor? Da. Ok. Ah, gata, nu mai e acolo. Eu da așa. Eu cred că e, dar hai să vedem dacă mai merge. Hai că merge. Zici că îmi bagă viteză mai mare cu roata la motor? Da. Îți dai seama că merge și aia, rotește și aia. Am înțeles, e cu rotire, cu sistem. Da. Da, eu nu văd să... Merge mai repede? Bă, parcă merge mai încet, mă, frate, ce... Ia uite, bă, că iese roata. Frate! Bă, nu văd pe unde merg! Așa frate, nu văd pe unde merg! Ok, mă uit de pe C, pentru că nu... Nu se poate așa... Ia uite, deci roata e încă la motor. Da. Frate, nu vine să cred așa ceva. Da, bine, dacă... Mai bine, mergi mai încet! De ce? Se blochează jocul. Aaa, hai că avem un polițist cu noi mașina nu aici. Merge, nu mai merge cu 200. Mă pune... Păi da, tu mi-ai pus roată la motor ca să bag viteză. Păi vezi? Ia stai că mă duc mai în față. Da mă că scot roata. Nu! Da, hai secundă să scot roata. Și cu capul pe cap. Nu, n-am scos motorul. Totul e în regulă, stai așa. Da. Apropo, dacă vreți să faceți ce am făcut, eu țineți apăsat pe Q și dați-i de mouse în față sau în spate și vă puteți mișca efectiv în scaun. Bă, ce tare! Puteți ieși pe geam! Ai stricat pe geam! Ia uite mă, ia uite! Ai stricat pe geam! Ia uite mă ce faci! Eu mă învârt! Hai că am înțeles! Bă, mergi și tu pe contrasens și îi vezi pe ăștia făcând așa în mașină. Ce faci în momentul? Scrieți în comentarii. Mergeți pe stradă și îi vedeți așa pe ăștia făcând așa în mașină. Ce faceți în momentul ăla? Scrieți comentarii răspunsul vostru și nu uitați să apăsați și pe acolo butonașul de like dacă vă place nebunia asta pe care facem noi aici în The Long Drive. E un alt fel de The Long Drive, să zic așa, adică nu e The Long Drive obișnuit pe care îl jucam înainte, ci e ca o serie, ca o miniserie separată pe care o facem. Hai că am înțeles, sunteți... Când erați mici, v-am întrebat ce vreți să fiți și a zis girofar, nu? Sau... Ia uite, Max. E petrecere acolo la voiet. Ia uite. Da, de Revelion. Încă petrecem, dar e de Revelion. S-a dus Revelionul, s-a dus tot, nu mai, gata. Încă mai petrecem. Gata cu Revelion. Acum mai ușile, dar avem și noi arisire, că... Na. Da, uite, hai că vă deschid și eu ușa. Gata, mamă! Mergem cu ușile deschise, gata. Mamă, uite așa. Ca șmecherii. Da, e de cap. Așa merg șmecherii, ia zi-mi și mie. Așa merg? Asta merg șmecherii. Ia, gata, mamă, vin și lumina să nu... să vezi pe unde merg. Ia stai, uite, v-am deschis lumina înăuntru. A, ce zice? Aulu. Păi, pune-mi ăsta la... Ia... Ia asta mă, că vă duc prin deșert. Ia, hai în deșert. Wow, no, vă duc prin deșert, ia stai să vezi. Ia. Sunteți pregătiți? Da. Nu. Da. Ia, luăm un de ăsta direct, frontal, ia. Fiți atenți? Mamă! Ia să vedem încă unul. Mamă, am dat cu capul el, ia. Puc! Cu capul! Nu mai dat cu capul! Cu capul! Le iau cu capul! Puc! Dă-i cu capul! Dă-i cu capul! Eu unde că scoate capul pe geam! Puc! Am venit să apăra jocul! Aoleu, unde să merg mai încet? Să ne zici când revii!
L-a scos deja. Pă. Dar nu înțeleg cum îl scoate doar pe remul. Bă, stai că mi s-a blocat mașina. Bă, sunt iepuri pe aici. Unde? Niște iepuri leșinați. Tocmai ieși să uite, uite iepurele. Ia. Iepurile. Ia. Eu nu-l văd. Ia iepurile. Păi ăștia nu-i vezi, eu-i văd doi în față. Ia, stai că calc. Nu, nu. Da, îl văd, îl văd. Nimă. Nimă. Ăștia sunt iepuri de aia ucigași, ca să știți, de aia l-am încălcat, nu că nu-s iepurași de aia drăguți. Ia mă, câți iepuri-s, mă. Bă, mi-a luat foc, mi-a luat foc motorul. Noi, 3-4 iepuri. Mi-a luat foc motorul. Eu nu fac ce vedeți voi. Ieșiți de mașină repede. Stai o secundă. Stai să-l duc la stradă. Nu, Remus, dați-i cineva share screen lui Remus, vă rog. Da, exact. Ca să vadă și el, că, na. E complicat cu reconectarea și cu astea. Pe jocul ăsta e destul de dificil. Încercăm să ajungem la stradă din nou. Da, ca și cuțul acolo acum, mamă. Da? Măcar închide ușa. Așa. Da, nu stă acolo. Nu știu, ieșea abur din motor. A spus careva bere în motor înainte să mergem? Da, focar. Sper că nu. Focar. Sper că n-ați făcut așa ceva, că nu. Eu beau bere numai pentru mine, nu pun și motor. Am înțeles. Wow. Da. Mamă. Nu stric berea pentru motor. Wow. Bă, ce se întâmplă? Se blochează mașina! Avem cactus la motor! Avem cactus la motor! Un cactus putere, hai! Hai, că-i dăm cu cactus putere, hai! Dai! Unde? Bă, dar unde-i șoseaua, mă, frate? Mai ajungem la șosea? Mai ajungem la șosea? Asta e întrebarea. Nu știu, că nu știu unde e, dacă e bine. Sper că e aici, ia stai să văd. Dau un zoom out, așa. Bă, ce-i acolo? Nu e aici. Nu mai e bine. Stai, ce e aici? Hai, o piatră. Nu. Bă, nu-mi zic că ne-am pierdut în deșert acum, că ne-am pierdut. Hai, băi, Max. Ce să zic? Te-am pus la volan și acum ne pierzi. Nu cred că suntem pierduți. Stați liniștiți, suntem pierduți. Suntem pe drumul cel bun, ok? Aveți încredere, aveți încredere. Hai, Max, te văd numai liniștit și încredere. Piatră în față. Fiți calmi, totul este sub control, ok? Totul este sub control, nu ne-am pierdut. Nu. Stai să pun frână o secundă să verific motorul, pentru că mi se părea că e ceva în neregulă cu el. La mine nu iese fum. Nu, păi nici la mine nu mai iese fum acum, dar vreau să-l verific puțin. Stai și... Nu pot să-l scot. S-a stricat mașina. Nu s-a stricat mașina, dar motorul ăsta scoate sunete. Ia veni să încoace, voi auziți sunetele astea? Da, știi de ce scoate sunetele astea? Că e cald. Ai fierbinte, mă. Ești în deșert. Dar te arde la mână. Ba, mă, cam arde așa la mână. Merge, ești în deșert. Da, ai tras la mână. Nu am tras, stai. Gata? Gata. Păi cred că de asta, mă, s-a supraîncălzit. Aulă. Cred că iar fuge mașina. Lua, l-am scos asta cu totul! A scos bordul. E bordul. Doamne, ăla din față. Ce hal arată. Doamne, cum arată. Uitați-vă la poarta din față, nu vine să cred așa ceva. Mai merge așa? Bă, dar mea are mașina, mă. Bă, alu, te duci în piatră. Gata, ar trebui să meargă? Da, mă, merge și așa. Intră, că ne găsim noi până la urmă drumul. Ne găsim drumul spre șosea. Bă, dar chiar nu mai știu unde e șoseaua, deci ne-am pierdut. Nu mai e șoseaua, gata. E în față. Și mie mi se pare. Ba da, este! Iluzie. Apasă pe care click dreapta. Nu este o iluzie, este adevărat, am reușit, yes, o, Doamne. Sigur e strada. Păi nu vezi pe ăla de mine? Cum să nu? Da, văd că trage mașina stânga. Aveți încredere, eu trag stânga. Da, dar nu e bine. Ce ziceți, bă, n-aveți încredere în șoferul Max? Ia uite, bă. Aici... Era să rămânem pierdut. Și voi ușa aia stânga. Nu e nicio problemă. Ne continuăm drumul. Nu știm unde să ajungem, dar o să ajungem la un moment dat. Până data viitoare, sper că v-a plăcut acest episod. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!